Ți-ai ochelari? Ți-ai luat ochelari? Da. Și asta este motorină. E motorină pentru motoare. Și Amza, e un gunoi. Da, și un gunoi. Hai să o luăm pe bunica, că o ducem la coafor. Gata? Da. Hai. Hai. Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Paul Mateș. Aici este soția mea, Sara, și astăzi o să o ducem pe străbunica la coafor. Vreau să-i tun o picurile. Reușesc, nu știu dacă reușesc. O să o întreb. Dar măcar ea întotdeauna și-a dorit când a venit la mine la salon și-a dorit să-i fac un coc. Știi, o să o spălăm pe cap, o să o răsfățăm. Melissa și cu Scarlett și cu Amza o să o spele pe cap. Oricum, o să scoatem părul ăla argintiu de sub batic. Sara, auzi, hai să vorbim chiar puțin. Haide, Uni, ce mai lași să-ți fac? Că-ți fac un coc, te și spăl pe cap. Trebuie să fie proaspăt, frumos, să vezi, îți pun mască de păr. Da. Adică să ți-l hidratezi, e foarte important. Te răsfățăm azi, bunica. Nu-ți fac nimic din ceea ce nu vrei. Nu, că nu vreau. Ți-aș fi tuns un pic vârfurile, un pic. Buni, hai să-ți explic. Vârfurile tunse, numai să-ți explic. Știu. Vârfurile tunse sunt ca atunci când... Ca atunci când tuzi gazonul. Deci ia uite-te, bunica. E perfect drept. Vârfurile tunse sunt ca atunci când nu cureți ghiveciul de flori de uscături. Ca așa să crească. Dar atunci când iei uscăturile, el crește mai bogat și mai sănătos, mai lucios. Bamza, iepurii! Tati, lasă! Ok, hai. Vrei să-i luăm cu noi la salon? Vă dăm și pe Iris. O, Iris nu vrea. Vrei să-l luăm și pe el? De ce? Nu știu, dacă vrei o companie acolo să ai de tare bună. Am o fată mare care e atâta de mare cât mine. Wow. Unica, ce-a crescut Melissa la 12 ani? Ce ne facem? Îi mai dăm de mâncare sau nu? Da, de e bine. Anza, hai, lasă-i dura și tata. Ia-ți ochelari. Oh, dar ce ochelari faini ai, mă. Ce amic, măi! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru ca să vedeți de fiecare dată când postăm și să apăsați și pe clopoțel ca să primiți notificări. Hai în față! Normal! În față te pun! Oh, dar nu! În față, ba da, în față, stai în față, cum? Parcă se suie în pod. Avem de mers cu mașina fix 3 minute, puțin din vârfuri. E chiar bine să-ți taie ca să fie mai sănătos. Nu-ți dezonorezi părul dacă tai puțin. Doar puțin. Știi ce? Știi, ca să fie drept, știi? Să fie drept. Sora mea. Da? I-a zis lui nepoțica mea, nu un pic să-i taie, să-i îndrepte părul. Și când colo a ajuns până la ureche. Bunica, eu n-aș face nimic. N-aș face nimic ce nu-ți dorești, bunii. Da. N-aș face. Nu, clar. Că mie îmi place părul să fie lung, așa. Normal, dar numai normal. Vârfurile. Da, a merge la cununie. Da. Bună ziua. Bună ziua. Hai să începem cu spălatul. Trebuie să te punem aici la scafă și să te spălăm. Doamne perește, să ajung să fiu spălată de cineva. E un răsfăț să fii spălat de cineva. Nu, cum să zic. Uh-huh. Atâta timp cât poți să te speli, e ok. Dar Doamne ferește să nu mai pot. Da! O spălăm pe bunii? Da! Da? Da. Eu spăl! Amza! Tu o speli, tati, da, Amza. Hai! Vom lua! Să-ți fac un before. N-am văzut niciodată la un salon de coafor, așa că la 80 de ani merge să... N-ai văzut niciodată? Niciodată? Niciodată. Te-ai tuns vreodată? Te-ai tuns? Te-ai tuns, mătușa mea. Acum câți ani? Acum
Stai, stai să fac inoplet ca tot 8. Da. Nu 8, 6. Ce bun. 74. Uite. În deci cât? Ultima dată s-a dus acum 74 de ani. 74. Nu ți-a crescut părul mai mult de atât? Aici trebuie să-ți explic din ce cauză nu ți-a crescut mai mult de atât. Pentru că, cum ți-am spus, dacă nu-l tunzi, el nu mai are cum să crească, că se rupe. Da. Toată partea aia se tot rupe. Dar spus că eu am avut cancer și la cancer, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a menținut părul. Îmi cădea foarte mult, foarte mult, dar nu am rămas chiară. Bunii, da. Hai să desfacem părul complet. Da. Vedeți ce lung e. Wow. Să știi că e foarte mătăsos. Carapunzel. Mamă, dar ce culoare super are. Vezi? Nu că e super culoare. Ce culori frumoase ai. Și de pur așa de mătăsos. Întotdeauna miroase a șampon părul tău. Întotdeauna miroase bine. Da. Da. Nu? Da. Da. O să mă las să stundă asta? Băi, nu mai să nu-mi faci, să nu-ți bajocrie. Doamne bunii, dar n-aș face asta. Păi să miros? Da, tati. Miros sau miros? Miroși foarte bine, bunii. Poftiți, doamna, la spălat. Unde ești? Eu spăl pe bunica. Trebuie să-ți dau aparatul jos? Da, eu. Gata. Deci acum ai liniște. Dar nu mai vorbiți cu mine. Hai să-ți pornesc masajul. Așa, Iubi, da. Mamă, ce pas ai. Eu o spăl pe cap pe bunii. Păi spală-o. Pe bunii. Nu sunt prea multe mâini. Da. Sunt cam multe mâini. Cum? Da, da. Da? Pui și tu? Oh, ți-ai pus pe deasupra. Nu uzi, mami. Hai că trebuie cu uzi. Tata, ce cu uzi, tata? Mama, ai de parcă nu are păr. Gata ești. A, așa. Poftiți. Să începem. Vai, ce frumos. Ok, să începem. Cine o tunde? Tu sau mami? Tu vrei să o tunzi? Eu o pierd. Ce pantalon de vama veche ai. Ce? Sunt pantalon de vama veche. Știi ce e aia? Nu știi? La ea în oglindă, de ce spun pe ea. Nu să nu gândi. Bunica, asta este un ulei de hidratare și pe părul umed se absoarbe mai bine. Mi-am dat ceva păr. O luăm și cu spray de părul. Pentru ce? Volum! Să ai volum! Să-ți stea așa! Eu doar ți-o pierd în domniță. Bine, dragă, ai de la așa. Deci cu pierdă. Start! Ușor, ușor, Scarlett! Concentrez! Te prea concentrezi! O lună durează până o termin dacă te concentrezi așa, mă. Doamna asta de cea i-a dat ajută. Eu sunt asistenta. Hai să facem chestia aia. A, chiar. Reși! Scarlett, acum mă lași să ajung la clienta mea? Da, acum e dumneavoastră. Cât am voie să te tun? O să vezi ce bine o să te simți cu
părul tuns. Păi ce să stea, mă, trei fire? La ăstea ține atât de mult? Poți să iau asta? Da. Deci m-a lăsat. Să vedem până unde îți vine părul. Cât de lung e. Hai aici un picior. Eu știu până unde. Ia uite, până la fund. Ca un pictor, eh? Te doare, Bunii? Asta am vrut să întreb și eu, promit. Și era fix în capul meu, dar zis prea stupid. Bunii? Bunica? Da, uite! Nu. Uite! Ziceam, te doare? Te-a durut? Ei, m-a durut. Sufletul! Păi, sufletul te-a durut? Da, suflet. De 8, de 70 și ceva de ani, tu nu te-ai tuns. Da. Wow, să stai jos. Mă simt onorată că te tund eu. După 75 de ani, sau cât am zis. Dar stai puțin, mai zi-mi o dată. Ultima dată când te-ai tuns, aveai 5 ani? 75 de ani de când n-am mai fost tunsă. Wow! 75. Ce onorată mă simt! Bunica, wow. Mersi! Mersi că m-ai lăsat să te tund că eu. Eu când am ajuns la mătușa mea, la 5 ani, mi-a tăiat părul. Cam cât ți-a tăiat? Ea n-avea cum să se ocupe. Cam cât ți-a tăiat? Poftim? Cam cât ți-a tăiat? M-a făcut așa. Ziceam că acum câțiva ani am încercat să te mai tund și nu m-ai lăsat să te tund. Și acum te-am convins, da, și sunt fericită. Ei. Bunii, vrei să-ți facă părul creț cu placa? Cum? Părul creț. Creț? Lasă-l așa, nu trec. Măcar niște bucle. Tu? Dacă vreau să mi-l fac creț, mi-l împletești și a doua zi mi-e creț. Cine bate la ușă? Bună ziua! Scarlet, ce-i cu tine? Haideți, ucenică, să sperați! Poftiți, ucenica! Thomas A. Edison, the inventor of the phonograph, has never before permitted his voice to be recorded for the public. Today, however, we have... Trebuie să faci nani, Anza. Ce somnic, iubitule? Mergem la nani după aia. De ce n-ai făcut nanița, Anza? Vă faceți masaj? Buni! Ești superbă! Nu mai râde de mine! Eu nu râd, promit! Chiar ești! Wow. Auzi, să știi că mi-ar plăcea să am părul alb ca al tău. Zic, eu când îmbătrânesc, mi-ar plăcea să mi salvească părul în stilul tău. Știi? Complet așa. E fain. E un gen de alb fain. Sara, poți să-mi fac o cafea? Da. Îmi dai voie? Poți să-mi fac eu? Poți să faci tu? Fă-mi o cafea, tati. Ți-am spălat, acum o să pun apă și... Aici cum stă treaba? Ia, ați mai evoluat? Bunica, uite ce păr lung ai, uite. Da. Ce fain e. Îți mai iau numai atâta un pic, îți mai iau un pic. Bunica, îți mai iau un pic așa. Încă un pic mai trebuie, că e prea uscat. După treaba asta, o să-mi spună ea să iau o vârfură regulată, adică am un feeling. Chiar crezi că s-a schimbat? Da. Da, pentru că o să vadă cât de fain se simte și o să îi se pară... Foarte fain. Bă, voi vă prea masați, mă. Eu iau cu asta. Ce faci cu ăla tu? Deci o gelatină, care asta nu se mănâncă, se pune pe asta ca să nu te doară gâtul. Corect. Se pune invers. Îți faci masaj, tata? Da. Vreau să pui mâna pe el să vezi cum îl simți. Am pus. Pune mâna. Am pus mâna. Mm-hmm. Nu o las să-ți facă niște bucle prima dată și după aia îți face coc? Ce să-mi facă? Bucle! 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 Bucle și după aia să-ți-l facă coc. Auzi. Mamă, ce plisă! Mamă, ce faină iunie! Dacă așa mi se strică tu. Nu se strică, Bunii. Nu se strică. Uite, Bunii, ia uite ce coadă ai. Iute la Amza. Amza, ce faci? Du-te la baie! Du-te la baie! O din aia, așa.
Ia uite. Coc din ăsta mai mai modern și îți las niște zulufi așa. Știi? Uite-te-le. Are părul foarte mare acum. Pe Amza l-am trimis la Nani, pentru că este ora de Nani. De fiecare dată când vin la seara la salon, iau aparatul ăsta mic și îmi tund barba. Eu barbă nu prea am, dar ce am, tund și eu pe aici. Ia. Cine vrea să vină la Paul la barbershop, îmi deschid. Salonul ăsta l-am făcut pentru Sara mai mult ca să își păstreze pasiunea ei vie. Nu mai face full-time salon. Cu bunii băieți au sala lor de jucat ping-pong sau merg la fotbal. Așa Sara își mai vine cu prietenele pe aici, mai lucrează. Te-ai mai vedea lucrând full-time salon? Sau? Îmi place foarte mult, am făcut asta ani de zile. Acum sunt un pic alte priorități, sezonul cu copiii mici. Și ne bucurăm foarte tare că a apărut chestia asta în viața noastră, în care chiar vorbeam cu Melissa. A spus, vai, mami, ce dor o să-mi fie mie de tati. Și scum, mami, că pleacă 2-3 zile, că Paul o să plece cu băieții în Delta, o să vedeți în vlog. Stai că încă nu am programat, dar plănuiesc ieșire anuală cu băieții. Așa, și o să fie dor că tu vei pleca 2-3 zile, ceea ce înainte era plecat mult mai des în turneu. Ne-am obișnuit cu viața asta de familie, viața asta în care suntem împreună mereu și dacă plecăm, plecăm cu toții. Mulțumesc! Dar nu vreau să renunț niciodată la pasiunea asta mea. Mă relaxează. Ce și femeile astea, jumate de zi o trece cu aranjatul. Da. Și după aia că mai faci câte ceva. Păi uite, merită. Da. Ce fain arăți, vezi? Da. Arătai fain și înainte. Nici toată ziua la coafor, nici toată ziua numai la cratiță. Așa, exact. Un echilibru. Exact. De acord, de acord. Bunica a dormit? Nu, ai adormit? Nu mai stau ca să poate ea să lucreze, nu. Dar ce dita mai cucu ai făcut din... Din păruțul ei. Auzi că arăți ca o balerină. Da, mai întâi papucii de belă balerină. Da, bunii mereu e... Da, uite ce frumoasă sunt! Stai că mai pun și paticul. Ești mai înaltă? Da. Așa, așa. Așa, așa. Mai. E fain, e chiar fain, să știi. Pam, 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 pam. Sunt onorată că te-am avut la mine în salon. Mulțumesc. Eu mai onorată că m-ai acoperit. Da. Mulțumesc că m-ai lăsat să te tund. Da. Și te-am tuns, să știi, în loc de atâta, te-am tuns atât. Da. E mult mai sănătos acum. Bine. Dar mie să știi că îmi place de tine cu cocul ăla al tău pe care ți-l faci. Dați un like pentru bunica. Și noi îți mulțumim că te-ai uitat până la final. Acesta a fost videoul de azi. Nu uita să te abonezi, să apeși pe clopoțel ca să fii notificat de fiecare dată când postăm și să lași un like pentru curajul bunicii de a se tunde după 75 de ani de când s-a tuns ultima dată. Wow, a fost wow. Ne vedem foarte curând la un nou vlog. Pa, pa!